Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o emisiune Agoraz, astăzi, joi, 27 aprilie 2017. Iată, avem niște numere legate de cifra 7. Asta nu o să ne trimită la numerologie și nici în alte sfere, ci vom discuta despre starea literaturii actuale în Maramureș. Și pentru aceasta îl avem ca invitat pe domnul profesor Săluc Horvat, istoric și critic literar, membru în colegiul de redacție, secretar în colegiul de redacție al revistei Nord Literar. Bine ați venit la noi în emisiune, domnule. Mulțumesc pentru invitație. Profesor, pentru că nu ne-am întâlnit amândoi în emisiune, am înțeles că ați mai fost la emisiune anterioare, pe mine m-ar interesa o latură pe care telespectatorii și mulți dintre intelectualii maramureșeni o știu mai puțin legat de ceea ce ați predat dumneavoastră în cadrul universității din Baia Mare, Universitatea de Nord, în sensul că a fost un curs cu totul aparte. Bine, ați predat istorie literară, ați predat critică literară, ați predat chestiuni de lingvistică chiar, dar un curs cu totul aparte a fost cel legat de biblioteconomie și când spun biblioteconomie mă refer la faptul că în Maramureș și în Ardeal în general nu exista o tradiție a predării unui asemenea curs. Exista în schimb în București un fel de institut de 2 ani, o școală post-liceală mai degrabă, acolo pe Panduri, unde pregăteau bibliotecari cu diplomă de licență. Dacă vreți să ne povestiți despre perioada respectivă, cum v-a venit ideea, care a fost audiența, care au fost rezultatele? Sigur, lucrând efectiv, fiind conducătorul Bibliotecii Universității din Baia Mare, deci eram într-un domeniul biblioteconomiei și vrând nevrând m-am apropiat de acest domeniu, de această disciplină. Ei, era pe vremea respectivă o tradiție ca la fiecare început de an seria de studenți venită să treacă prin biblioteci, să fie familiarizați cu metodologia muncii, cu cartea, cu metodologia consultării instrumentelor de lucru și de informare din bibliotecă. Deci, încă de la începuturi, m-am ocupat de acest aspect, de această latură didactică. Sigur că de la vizite mai lungi sau mai scurte în bibliotecă, am simțit nevoia și au cerut studenții, de fapt, să urmeze un curs de biblioteconomie pe care l-am predat timp de peste 25 de ani în cadrul Facultății de Litere din Universitatea de Nord din Baia Mare. Dar cu biblioteconomia e o poveste mult mai interesantă. Prin anii 75-76, când s-a introdus pregătirea tehnică în licee, când a luat ființă clasele de filologie în cadrul liceului pedagogic din Baia Mare, regretata profesoară Cornelia Brândău m-a întrebat, zice, domnule, ce să facem noi cu elevii de la secția de filologie, unde să-i trimit, ce practică o să facem. Și atunci am venit cu ideea, zic, uite, ar trebui să facem, să introducem această disciplină și, într-adevăr, începând cu anul 1976, dacă mi-amintesc bine, a început un curs de biblioteconomie cu clasele de filologie. Curs care a fost programat, sigur, asociat și cu alte discipline de profil, pe parcursul a
celor două clase, clasa 11 și a 12. Deci a fost un început. Fiind o disciplină nouă introdusă în învățământul liceal, nu exista manualul, era nimic. Mai mult, biblioteconomia a devenit obiect de bacalaureat. Trebuia la activitatea practică să propună un proiect pentru susținerea bacalaureatului. În situația respectivă, am fost nevoit să elaborez și un manual, un prim manual de biblioteconomie pentru licee. Mă asigur că în Baia Mare nu a existat o tradiție, dar la nivel național au existat chiar școli speciale de biblioteconomie în cadrul universității din Cluj și din București, câteva personalități de excepție din domeniu, aș aminti pe Joachim Crăciun la Cluj, pe Georgescu Tistu la București, pe Dan Simonescu, cei care s-au ocupat și au predat în cadrul facultăților de litere această disciplină, pe lângă care, știu, s-au format, prin care s-au format un număr important de bibliotecar, pentru, mai ales pentru învățământul superior, pentru școlile superioare de învățământ și pentru marile biblioteci. Așa a fost intrarea în acest domeniu. Sigur că în cadrul universităților a fost extins cursul pe parcursul unui semestru cu examen, cu colovii. Și aici am fost nevoit să elaborez un manual, un tratat de bibliotecomunie, tot o lucrare de referință, devenind astăzi una din lucrările oarecum aparte, nu lipsește din niciun examen de specialitate, din indiferent de nivelul de pregătire a bibliotecarilor pentru concursurile de intrare pe post și așa mai departe. Ce spun? Biblioteconomia e o disciplină interesantă, chiar dacă în aparență e una din periferică față de celelalte. Spre bucuria mea, de fiecare dată am avut studenți foarte interesați de această disciplină și o frecventau cu multă plăcere și cu chiar cu pasiune unii dintre ei. Să ne gândim că era una din formele practice. Da, era activa studiile filologice. Sigur că alături sigur de dactilografie, da, alături de scrierea aceea. Sigur, era oarecum auxiliară, dar absolut obligatorie. Cred că ții minte, la celelalte universități era un curs de introducere în filologie, care pe undeva era, de fapt, o metodologie a cercetării științifice, dar care se suprunea foarte bine cu biblioteconomia, pentru că la cursul de introducere în filologie să vorbeam mai mult despre izvoarele filologice care se foloseau în cercetarea filologică. În biblioteconomie, existența a fost mult mai mare, vorbim și despre latura, știu, oarecum științifică a domeniului, despre comunicarea biblioteconomiei cu celelalte discipline. De fapt, biblioteconomia este doar o ramură a bibliologiei, a științei despre carte. Deci, cam atât. Nu mă gândeam la faptul că în perioada când ați predat aceste cursuri, erau de foarte mare actualitate, pentru că inclusiv pe vremea studenției mele, forma prin care îi dovedeai profesorului că te-ai pregătit pentru materia la care susții examen, erau fișele de lucru pe care le făceai în bibliotecă, pe care le prezentai profesorului, se uita peste ele și constituiau un fel de reper. Da, mă, copilul ăsta sau fata asta s-a ocupat de studiu pe disciplina mea. Așa e. De unde aș vrea înainte de a trece la alt subiect să arăt o carte interesantă care a apărut mai anul trecut,
Este vorba, se intitulează Cartea de-a lungul anilor. Este o sinteză, de fapt, a istoriei cărții tiparului și bibliotecilor, cu trimitere la cele mai interesante momente ale evoluției cărții, scrisului și bibliotecilor, începând cu tablițele de lut, cu papirusurile, cu celelalte tipuri de scriere, o lucrare interesantă pentru cultura generală, destul de bine primită de către cei care se ocupă de acest domeniu. Foarte interesant că, iată, și astăzi rușii își bat capul să studieze niște tablițe după fenomenul acela de la Tungaksca din Siberia, și nu reușesc să descifreze semnele, pentru că acolo este vorba de o scriere, la urma urmei, pe pământ, pe piatră, pe ce știu eu ce-o fi fiind. Sigur că noi, istoria localizează scrisul, începuturile scrisului în izola Mezopotamiei pe acolo, dar sunt dovezi că el a apărut în multe alte zone ale lumii, nu neapărat. Însă, sigur că acolo este leagănul culturii și civilizației omenirii, care s-a impus și a fost mai bine cunoscut și studiat de către istoria culturii și civilizației. Și încet, încet ne apropiem de un subiect iar pe care l-ați predat timp de ani de zile în cadrul universității, și anume acela al istoriei literare. Și când mă refer la istoria literară, răsfoind documente din perioada respectivă, constat că v-ați ocupat de mari clasici, v-ați ocupat de Eminescu în primul rând, v-ați ocupat de Rebreanu, de am predat și cu adevărat am predat și noțiuni de istorie literară, mai puțin ce drept decât celelalte domenii de care m-am ocupat, dar am avut tangență cu marea literatură, sigur, prin profesie, cea de bibliograf, de conducător al bibliotecii, director, ani de zile. Mi-au trecut prin mână o sumă importantă de cărți de toate felurile și, sigur, am rămas doar la stadiu de a manipula cărți, de a trimite, de a și am și studiat, m-am aplecat asupra a mai multor autori importanți. Între aceștia, sigur că scritorul de care m-am ocupat aproape o viață întreagă a fost Eminescu, și pe lângă el Liviu Rebreanu. Nu v-a fost frică să vă atingeți de cei doi moștri sacri? Pentru că la Eminescu nu mai număr cei care s-au ocupat de existența lui, iar Gheran la Rebreanu este, se zice, exhaustiv. Am avut o situație oarecum de excepție, chiar o surpriză plăcută. Prin anii 70 și ceva, la o întâlnire la București cu regretatul Gheorghe Bulgăr, dacă precis l-ai știut. Mi-ați anticipat următoarea întrebare. Și am vorbit despre literatură, și inclusiv dânsul fiind un bun eminescolog, am abordat multe teme. I-am spus, între altele, că mă preocupă și pe mine Eminescu, zice, foarte bine, du-te înainte. Și fără să mai discut cu domnia sa, deși eram în relații foarte apropiate, am realizat prima formă a dicționarului cronologic Eminescu, pe care l-am trimis la editura Cartea Românească. L-am trimis ca un anonim în domeniu, și surpriza mare a fost că după circa o lună de zile am primit acasă o referată de vreo 3 pagini cu observații, cu discuții și jos cu propunerea de tipărire a lucrării. Pe vremea aceea fiecare editură avea recenzori proprii, lectori de carte care se ocupau referenți.
referatul nu era semnat, nu era semnat de când îl trimite la recenzer, nu se trimite manuscrisul fără titlu și fără numele autorului, ca să nu influențeze. Și a ajuns din nou la Gheorghe Bulgăr. Gheorghe Bulgăr și la Emil Manu. Emil Manu, da. O citit și, mă rog, probabil că el a făcut propunerea de tipărire și când au aflat, domnule, zice, l-am jucat al tău că făceam mult mai amplu referatul și mult mai susținător și când am ajuns la editura Eminescu, m-a chemat, mi-a cerut să fac propunere, să trimit manuscrisul final. El a rămas surprins, Popescu, care era redactorul șef, zice, domnule, să mai... Popescu Dumnezeu? Nu, un alt Popescu, a fost director la, și redactor șef la editura Cartea Românească. Zice, domnule, surprinzător să accepte un manuscris Eminescu în vremea în care erau câțiva care dețineau monopol asupra Eminescu. De aceea am spus din start. Monopolul. Nu, era... Eu, cei care scria de la Vianu Călinescu, și știu eu, Lovinescu, da. Așa a trecut, sigur că n-am avut șansa să apară la editura Cartea Românească, s-a amânat între timp venit Revoluția și dar totuși a apărut și astăzi a devenit o carte de menționată în tot ce se, aproape tot ce se scrie despre Eminescu, este mereu citată și... Este mai ușor de căutat. Mai ușor. Datorită cărții pe care ți-l-a arătat. Am propus un alt mod de scriere a biografiei unui scritor. N-am mers pe o biografie romanțată, ci pe una documentară. Deci am justificat fiecare dată prin fapte de cultură, de scrieri corelate cu scrierile Eminescu, viața social-politică a vremii. Deci este o lucrare amplă și destul de interesantă. Vorbim despre faptul că despre Maramureș se zice că e locul unde se agață harta în cui, deși ar trebui puse ghilimelele de rigoare pentru că aproape de Maramureș este centrul Europei, totuși, trebuie să vă rog să vă exprimați un punct de vedere personal asupra evoluției literaturii din Maramureș. Și când spun din Maramureș, mă refer din nordul acesta, pentru că Maramureșul interbelic avea sediu la Sighet, dar Baia Mare făcea parte din plasa Satu Mare și Satu Mare cu Maramureșul fiind vecin, nu se poate circumscrie o arie strict delimitată, asta e literatura ta, asta e literatura mea. S-ar putea spune că, de fapt, în Maramureșul, chiar și cel tradițional, nu poate fi vorba de o literatură propriu-zisă. Sigur că au existat începuturi în Baia Mare, încă elevii liceului actual Șincai au scos o primă revistă Însemnări Literare, un caiet în care erau notate producțiile literare ale elevilor, deci a fost un prim început. A venit între începători, a fost și Petre Dulfu, elev la acest liceu, care și-a lansat oarecum s-a lansat încă din acești ani, dar cam atât a rămas. Chiar și presa a fost foarte săracă, mai ales în Baia Mare. În afară de Gutinu, un ziar care a apărut pe parcursul unui an cu o deschidere foarte interesantă, în sensul că a abordat o sferă foarte cuprinzătoare de preocupări culturale, de la creație propriu-zisă, la culegere de folclor, la informații despre cultura, în general despre literatura, erau chiar și consemnări despre unii autori importanți din vremea respectivă. Din păcate, s-a stins după un an de zile și
în Baia Mare până în anii 40, când a apărut cronica a lui Gheorghe Crișan, un ziar și acesta de mare deschidere, apelând la colaborări a unor scritori importanți din țară, pe lângă partea aceasta de informare politică, socială, avea și un conținut literar, cultural destul de serios, spun chiar creații de prestigiu. Să nu uităm pe lângă Șugariu. Da, pe lângă, da, pe lângă ziarul propriu-zis, Șugariu a încercat să scoată chiar o revistă, cronica literară. A apărut doar trei caiete, a intervenit războiul pe parcurs și s-a oprit și apariția revistei, dar a fost prima încercare. Ei, despre o literatură scrisă, materializată prin cărți, este deodată recentă, oarecum. Acum amintiți, singurul mod de manifestare pentru începuturi a fost presa locală și merită un eloj adus presei locale. A fost un ziar pentru socialist continuat cu un grai mare. Asta mai spre noi. Spre noi. Pentru care, că dincolo care, de Butin, presa. Da, păi vreau să trec, da, dincolo. Mă rog. Care a promovat literatura. În Sighet, deci unde era oarecum centrul Maramureșului istoric, capitala Maramureșului istoric, încă imediat după 1918 au apărut câteva încercări chiar promițătoare, aș aminti între altele Căminul nostru, care coordonat de unul Ionescu Iolt, a scos acele vreo 2 ani, după care s-a mutat la Bacău sub conducerea lui Bacovia. Bacovia a condus această revistă și au apărut câțiva ani buni, iarăși o revistă oarecum de semnalat, pagini culturale, tot la Sighet, tot așa, reviste la care colaborăm, mai ales profesori, învățători. Învățători care se formaseră sub semnul astre, da, sub semnul preparandiei condusă de Bușița. Deci, sigur pătura că, da, intelectuală era cea a dascălilor, învățătorilor, erau și preoți, între aceștia erau și celelalte specializări, dar predominant erau profesorii și, desigur, conținutul cel mai bogat era creația populară a culegerilor. Sigur și că da, dacă ne gândim la Petrele Înghelizanu, care, da, sigur, ăștia mai încoace. Da, dacă ne gândim la gazetar propriu zis, ne gândim la domnul Ion Berinde, da, care a fost chiar ieri învățător la, da, bază, da, dar un gazetar de forță și de deschidere sociopolitică deosebită. Noi am vorbit, de revistele cu orientare literară. Absolut. Dar presa a fost mult mai cumprinzătoare, mult mai bogată în Maramureșul istoric decât în partea aceasta. Da. Iată, este un fenomen care cu destul de puține sincope s-a perpetuat, da, și în dreapta Gutinului și în stânga Gutinului și ajungem către zilele noastre. Și paradoxal, cu toată sărăcia între ghilimele a părții aceasta de literatură în Maramureș, în anii din urmă, deci începând în Maramureș, din Maramureș și în Maramureș, s-au format scritori de excepție. Să mintim că de aici a plecat Nicolae Breban, de aici a plecat Augustin Buzura, de aici a plecat Ion S. Pop, Simeon Pop înainte. Simeon Pop înainte. Da. De aici a plecat Ion Groșanu, deci scritori de mare forță.
să nu neglijăm nici forțele care au rămas. În prezent, în Baia Mare, există o literatură chiar serioasă, profundă, care acoperă întregul aspect al creației literare, de la poezie, proză, chiar și teatru prin Macrinici. Nu mai vorbesc de critică și istorie literară, unde este, se poate vorbi chiar de o școală de critică și istorie literară prin universitarii noștri, prin Cornel Munteanu, prin Gheorghe Glodeanu, prin Crina Bud, doamna Ana Olos și alți câțiva scritori importanți în proză, Oțoiu, care s-a impus, dar pentru că ne apropiem cu pași repezi de ceea ce asigură existența mediei, publicitatea, o să detaliem discuția noastră după momentul publicitar. Așadar, stimați telespectatori, publicitate. Lăsați-vă purtați de inspirație și alegeți covorul ideal pentru căminul dumneavoastră. Toată gama de covoare cu lățimea și nuanța dorită vă așteaptă la magazinul Covorul Fermecat. Covoare clasice și moderne cu un design deosebit, inclusiv pentru pensiuni, hoteluri sau moteluri. Modificările și festonatul sunt realizate la magazinul nostru. Aducem în casele dumneavoastră și brandul Pierre Cardin. Covorul Fermecat, în Baia Mare, pe Bulevardul Decebal. Calitate de nota 10. Ofertele primăverii te așteaptă acum la magazinul Compact. Idei unice de cadouri pentru femei, bărbați și copii. Cele mai noi jucării, jocuri de societate și puzzle-uri deosebite pentru toate vârstele, dar și instrumente muzicale. Pentru biroul tău, birotică și papetărie. Magazin Compact. Mii de produse la alegere, la o calitate superioară și prețuri accesibile. Primăvara aceasta începe cu magazinul Compact. Cumpără cele mai bune produse de porc provenite de la animale crescute natural în Maramureș la Seini. Danamari vă oferă carne afumată tradițional, sănătoasă și neinjectată. Iar pentru că ne pasă de clienții noștri, prețul la carne a rămas neschimbat. Danamari în Baia Mare, Baia Sprie, Seini și Negrești Oaș. Florăria Ikebana aduce zâmbete, buchete deosebite, livrare promptă, prețuri accesibile. Comandă un buchet frumos, parfumat și delicat pentru persoana dragă din viața ta. Personalul amabil și prietenos vă așteaptă cu cele mai bune recomandări. Ikebana vă livrează flori și buchete la domiciliu. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping, ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Restaurant La Gourmet, unde fiecare detaliu este gândit să creeze o atmosferă unică pentru tine. Ai parte de experiențe memorabile în arta culinară într-un loc de excepție. Departe de agitația urbană a orașului, te așteptăm la grădina de vară a restaurantului La Gourmet din incinta complexului Magus. Stil, rafinament și eleganță. La Gourmet.
Transformă aparatul frigorific în vedeta casei tale. Vino în magazinele Mamut și alege un produs Liebherr, specialistul german în industria frigiderelor și congelatoarelor. Acum cu 6 ani garanție. Descoperă cum se îmbină perfect calitatea superioară cu un design de excepție și o prelucrare perfectă până în cele mai mici detalii. Liebherr. Calitate, design, inovație. În magazinele Mamut din Baia Mare. Preferi preparatele tradiționale sau rețetele moderne? Restaurantul Pronto îți oferă specialități pentru cele mai pretențioase gusturi. Preparatele proaspete, varietatea maximă, ambianța relaxantă și personalul profesionist și prietenos sunt ingredientele care îți garantează o experiență culinară de neuitat. Mănâncă sănătos și bucură-te de porții consistente la Restaurant Pronto. Restaurant Pronto. Mâncare ca la mama acasă. Rămăsesem, stimați telespectatori, la evoluția literaturii în Maramureș și ne-am apropiat până după cel de-al doilea război mondial și aici putem vorbi despre, cu adevărat, o dezvoltare a literaturii în Maramureș. Și îmi vin în minte așa, pagini maramureșene, ce știu eu ce, alte reviste sau culegeri apărute cu ocazia diferitor evenimente, în care condeieri de certă valoare, care iată, au rămas, chiar dacă unii au trecut stixul, au rămas în conștiința publicului, au dezvoltat în Baia Mare și în județul Maramureș, în fosta regiune, o literatură de calitate. Dacă vreți să detaliați, pentru că ați fost martorul acestui fenomen, domnule profesor. Da, într-adevăr, am urmărit destul de timpuriu evoluția culturii, în general, a literaturii speciale în Maramureș și aș remarca o perioadă foarte prolifică, foarte interesantă, când, chiar dacă nu existau instituții specializate, redacții de reviste literare, edituri sau alte, în cadrul celorlalte instituții de cultură, cum a fost Casa Creației, actualul Centru de Creație, în cadrul căruia au lucrat câțiva oameni deosebiți, și în frunte cu domnul director Nicoară Timiș. Nicoară Timiș, un iubitor al culturii și mai ales un bun cunoscător al creației populare din Maramureș, sub egida acestui conducător de instituție a centrului în general, s-au editat o serie de lucrări cu caracter literar. Ați amintit câteva din aceste pagini culturale, calendarul Maramureșului și alte publicații în care, într-adevăr, s-au publicat un număr important de, mai ales s-a promovat creația propriu-zisă, poezia, proza. Și prin acestea au fost lansați foarte mulți dintre actualii scritori consacrați. Sigur că din perioada aceea merită amintiți Vasile Radu Ghenceanu, unul dintre promotorii mișcării literare și între primii scritori care a publicat un volum de poezie. Ora locală. Ora locală și înaintea ei a mai publicat un scapă titlu. Cartea literelor mari, da, literatură pentru copii. A editat mai multe cărți importante. Sigur că pe urmă au venit cărțile, interviurile cu Săcăleanu, cărțile memorialuri de călătorie. La Ghenceanu se poate are o literatură face o importantă. Bibliotecă. Pe lângă el a mai fost Augustin Cosmuța, iarăși un om de mare cultură și un promotor al vieții culturale din zonă, prin paginile din ziarul la care au lucrat amândoi. Spre deosebire de perioada actuală, presa cotidiană parcă era mai aplecată spre
cultură. Aveau pagini de literatură aproape număr de număr. Dacă nu, numărul de la sfârșitul săptămânii era aproape în întregime sau pagini consistente de sâmbătă exista de creație, de cultură. Da, de creații literare, de toate genurile. Deci a fost un moment de deschidere foarte propice pentru formarea scriitorilor. Aici au publicat între timp și scriitori, Mihai Olos, a spus Mihai Cupcea, Mihai rămâne Cupcea, la Mihai. Da, da, foarte mult. Criticul Mircea Braga, care ulterior s-a mutat la Sibiu. La Sibiu, dar să nu uităm că perioada 70 a fost o perioadă de relaxare culturală și relansare culturală la nivel național. Atunci au apărut Ramuri, Orizont, Tomis, Astra, da, la atunci au apărut aproape în fiecare județ. Ateneul la Bacău, da, ce știu, da, aproape da, da, în fiecare regiune exista o revistă de cultură. Erau și reviste conduse de către tinere, de către studenți, era Ateneul o revistă bună. Sigur că da. La București era la... La Cluj era Echinoxul. Echinoxul la Cluj, lui Ion o revistă. Lui Ion Pop. Da, o revistă de deschidere foarte largă, a rămas în istorie ca un moment important în istoria presei literare și a literaturii. De acolo a pornit un număr important de scritori care s-au consacrat și care fac baza literaturii ardelenești. Fac literatură serioasă. Așa. Venind, sigur, aici și perioada de anii 80, când s-au blocat mare parte din când au elanul, și dispărut acele reviste, elanul cu care s-a pornit, au intervenit tot felul de restricții din acestea de ordin politic, care a frânat mult și a dăunat evoluție literară. Dar chiar și în aceste condiții au apărut și în Baia Mare și la nivel național opere fundamentale. Să nu uităm că, așa cum aminteați dumneavoastră, din perimetrul Maramureșului au plecat doi academicieni, da, în literatură. Ne referim la Brevan și la, și la Augustin Buzura. Buzura, da. Și Buzura, în perioada aceea care... și-au publicat, da, operele fundamentale. Și, absolut. Și Brevan și absolut, Buzura. Și era în perioada în care orice lector avizat trebuia să citească în subsidiar. Categoric. Pentru că așa trebuia scris în vremea respectivă și spus... Se vede că literatura nu moare și scrisul... Drept dovadă. Este martorul care este greu de ucis. Era parcă mai mare elanul acesta, mai mare a dorința de a scrie. Sigur că în prezent poate să scrie mult prea mult. Nu? Vom ajunge și la punctul acesta pentru că această libertate, dispariția consilierului editorial, dispariția cenzorului, chiar dacă numele sună urât, domnule, dispariția ochiului critic. Categoric, categoric. Și a gramaticului acela care lasă pagini întregi cu inepții. Mai ales în condițiile în care autorul își plătește, da, și... El crede că poate să publice, da, orice. Dacă au și bani, cred că pot, lui, da, pot să publice orice. Și editurile actuale, editurii. Sunt un fel de... Editurile sunt mai mult niște unități comerciale. Decât fără discuție. Nu mai sunt... Mi-aduc aminte de centru de librării. Vă aduce aminte câte cărți se lansau prin librării. Și cât de greu era să procure o carte și să, nu, umbli la cunoștințe. Făcea parte din sistemul instituțiilor de cultură. Acum a devenit una comercială, strict comercială. Mă gândesc că în vremea tinereții mele, nu știu câți din intelectualii actuali din Sighet nu i-au rămas datori regretatului Simeon Șuștic. Da. Marele librar din Sighet, care dădea... Da, și la Baia Mare, Șuta. Șuta, da, da, sigur că da. Erau și, frații și, și librari de meserie, da, cum se spune. Nu erau numai vânzători de sigur carte, da, ce oameni de cultură. Da. Erau anticariatele unde să... Fără discuție unde găseai cărți de valoare. Doar să fie avut ochi, da, pentru ele. Dar încet, încet ne apropiem de perioada 89 și de perioada post-89. După post...
Sigur că cea din jurul anilor 80 a fost, cum spuneam, una aproape de blocare totală a creației. Erau interzise și publicațiile locale, apăreau săptămânal, o perioadă în pagini reduse, nu mai vorbesc de celelalte tipuri de publicații. După 89, deschiderea a fost totală și de acum, cum spuneai, libertatea aceasta este bună, e necesară, dar nici prea multă libertate nu este de ajuns, de folositoare, pentru că lasă loc la orice. Lasă loc la subproducție. La subproducție la, și se creează îndoielnice. Și pervertește gustul. Categoric. Și, ceea ce este cel mai mare păcat. Că e una să pleci de la o carte care te-a învățat ceva și alta să pleci de la o carte de la care zici hi-hi-hi și ai rămas cu atât. Dar pentru că titlul emisiunii noastre se numește Nord Literar și Literatura Nordului, să ne referim la revista Nord Literar, care, iată, apare de 15 ani în Baia Mare și al cărui secretar... Nu, acolo directorul și fondatorul revistei. Da, exact. Vă rog să vă spuneți interferența dumneavoastră cu existența revistei. Da, apariția revistei Nord Literar mi se datorează în mare parte, mi se datorează în sensul că am făcut demersurile necesare pentru a obține o finanțare care să-i asigure apariția revistei. Am avut șansa să găsesc un colectiv de redacție cu multă aplecare și interes și dragoste pentru pagina scrisă, pentru textul scris, prin domnul Glodeanu, profesor universitar Gheorghe Glodeanu, care este de fapt directorul revistei. Revista este o instituție a Consiliului Județean, o instituție care se numește tocmai așa, Revista de Cultură, care are ca obiect de activitate și editarea revistei. Deci instituția a cărui director sunt și în cadrul instituției, da, executiv, în cadrul acestei activități apare revista și alte lucrări. Pe lângă faptul că a apărut în urmă cu 15 ani și de atunci, fără nicio întrerupere, a continuat să fie pe piață lună de lună, revista a reușit să se impună între revistele de cultură la nivel național, a fost și recunoscută, acceptată de către Uniunea Scriitorilor, alături de familia revistelor de cultură, deși are și sub... Antet apare sub... Aparea înainte sub egida Consiliului Județean Maramureș și acum iată se completează. Și a Uniunii Scriitorilor din România. Da, da. Ceea ce nu este puțin. Categoric, iată, este progresul enorm pe care l-a făcut revista Nord Literar. Este o revistă recunoscută în familia revistelor importante de cultură. Este o revistă, zicem noi, de interes. Ne-am străduit să-i dăm și o ținută corespunzătoare și sub aspectul conținutului și a corectitudinii de care vorbeam. La un moment dat mi s-a spus că este cea mai corectă revistă din punctul de vedere al limbii, cu cele mai puține greșeli constatate și mai ales prin colaborări. Am avut șansa în toți acești ani să avem colaboratori dintre cei mai importanți, de la
Breban, Buzura, pe care am amintit, Groșan, Ioan S. Pop, vorbesc numai... De cei din Maramureș, la care s-au adăugat, sigur, Bistrițenii, Clujenii, Orădenii, nu mai spun. Da, este o revistă căutată și apreciată de către... Avem o colaborare, aproape nu putem face față cerințelor și de multe ori ne bucură că avem multe, dar uneori suntem și puși într-o situație oarecum neplăcută, că nu putem să răspundem la toți cei care ne trimit. Avem teancuri de colaborări care așteaptă, unele poate pentru totdeauna nu le va mai veni rândul, dar asta e soarta revistelor. Aș vrea să mai spun spre sfârșit, nu știu câte mai avem, despre activitatea culturală. Hai să vedem culturală. Puțin activitatea literară culturală din Baia Mare astăzi, 2017. Cum să știu? Înainte, vă rog să mă iertați numai, înainte cu vreun an sau doi, se promitea o alee a scriitorilor, un parc al scriitorilor cu portrete, o subvenție pentru cei care publică opere cât de cât consistente, da, și așa mai departe. Ei, din toate acestea, mi se pare că avem ceea ce se plimbă în voie pe afară, acum a fulgit de păpădie. Da, tot la inițiativa Asociației Scriitorilor, a mea și a celorlalți colegi, am obținut prin hotărâre de Consiliul Local, în primul rând, stabilirea unei zile a scriitorului. Deci, în Baia Mare, vom fi la al cincelea ediție, când sau la care se acordă unui scriitor titlul de scriitor al anului. Da. Știu, anul trecut. Beneficiază anul și, și de un Gogea, premiu. Da. Sau Anca Goja. Deci este un prim câștig. Tot prin acea hotărâre sau în același moment s-a acordat parcului de lângă Dacia titlul de Parcul Scriitorilor. Ni s-a promis atunci, am făcut și un proiect ca din acele arcade care stau acolo să stau. Să le transformăm într-un fel de memorial al scriitorilor. Am și făcut un proiect să punem pentru fie cei care au plecat să fie o plăcuță cu numele, cu câteva date despre, să știe că, domnule, acești oameni au lăsat, urme în istorie Baia Mare. Din păcate, acest proiect se amână, deși sigur că Asociația Scriitorilor nu are posibilitatea să-l gestioneze. Prin hotărâre s-a aprobat ca el să fie gestionat sub aspect logistic și întreținere de către instituția aceea, întreprinderea de parcuri și cum se numește. Spau. Da. Care amână, Nu, domeniul lor de activitate este ambientul urban. Da. Iar ambientul urban pentru anumite persoane care ocupă serviciul respectiv nu înseamnă și literatură, nu înseamnă și cultură, înseamnă mai degrabă mătură, făraș și drujba cu care se tund arbuși. Sunt și necesare și acestea, dar noi am vrut să-l înnobilăm cu niște statui pe acolo, să punem în fața acolo o statuie a unui scriitor sau a mai multor scriitori, chiar am gândit să fie un parc închis. Am văzut și în alte țări, în parcurile seara, de la o anumită oră se închide. La noi, acest parc, mai ales vara, băncile se pline de, s-au transformat în paturi de noapte. Da, sunt lăcașul de rendezvous. Așa. Nu știu dacă vom reuși, vom insista să... Urmează să mai avem anul acesta mai multe evenimente, deci urmează pe 22 vor fi zilele Maramureșului, în cadrul căruia revista este cuprinsă cu un simpozion legat de cultură, literatură, istorie și vom aborda zona
Lăpușului. Anul trecut am vorbit despre zona Sighetului, a Maramureșului istoric. Anul acesta vom aborda zona Lăpușului. Avem invitat pe Ion Cuceu, pe folcloristul, directorul Arhivei de Folclor din Cluj, care va vorbi despre această lucru, și alți invitați, chiar adresez de pe acum invitația pentru cei care vor dori să participe la simpozionul nostru, va fi pe data de 22 mai la Muzeul Satului, acolo s-a pregătit o sală de ședințe. Urmează să avem colovile de literatură, să avem zilele revistei Nor Literar, știți că în fiecare an avem acest moment la care participă scritori din, invitați din toată țara, se acordă și premiile revistei, au beneficiat de premiile revistei un număr important de scritori dintre cei mai cunoscuți și, între colaboratorii revistei. Sigur că ne plătim drept de autor, stimulăm mai ales prin acest stil de premii care se dau, acordăm premiile nu neapărat scritorilor locali, deși avem totdeauna, n-am exclus, dar am vrut premiile să fie și o stimulare prin numele celor care au colaborat la reviste. Deci am acordat premii la mulți dintre cei de la Timișoara, din Oradea, din Satul Mare, din Cluj. Prin aceasta se realizează și un tip de marketing. Categoric, categoric. Colaborare și marketing în același timp, pentru că orice revistă are nevoie de promovare, precum orice operă literară. Iată cât antant s-a făcut despre promovarea literaturii noastre prin Institutul Cultural Român. Câți bani s-au investit acolo? Mă refer la Patapievici, care... Da, păi am avut prilejul, am participat mai în trecut la un târg internațional de carte la Budapesta și am găsit în expoziție trei rafturi cu trei autori: Patapievici, Liicianu și Pleșu. Atâta era România prezentată într-un târg internațional de carte. Da, este și acesta un mod de, De a promova. De a promova un anumit sector. Și pentru că emisiunea noastră, nevrând, se apropie de final, nu doriți să adresați o invitație tinerilor, pentru că se pare că tinerii se apropie cu destulă sfială de fenomenul concret, cultural, propriu-zis, al municipiului Baia Mare. Cum să nu? Unul din obiectivele revistei și acela de a atrage colaborări tinere, de a promova talente. Am încercat în mai multe rânduri, am propus concursuri de creație pentru tineri. Am avut și rezultate, am stimulat prin publicarea în revistă a lucrărilor premiate. Am ieșit în mai multe rânduri și avem în plan să ieșim prin toate colegiile și liceele din județ cu revista. Revista, participăm cu revista la întâlniri cu scritori din toată țara. Deci sunt multe lucruri de spus, poate cu altă ocazie vă mai continua. Cu aceasta înțeleg că ne promiteți că veți fi prezent în studiul nostru și cu alte ocazii. Cu aceasta, Dragoș Ignat, realizatorul emisiunii Agoraz, îi mulțumește invitatului de astăzi, profesorul Săluc Horvat, vă mulțumește dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dă întâlnire pe joia viitoare. Până atunci, toate cele bune și nu uitați, țineți aproape de Teleplus.